Încasările de luna trecută la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Marea Mureș au fost istorice, spun oficialii instituției. Numai în Baia Mare s-au încasat peste 100 de milioane de lei. Situația realizării veniturilor cuvenite bugetului general consolidat al statului pe total și pe bugete componente în cursul primelor 9 luni al acestui an, comparativ cu cele realizate în cursul primelor 9 luni ale anului trecut, a fost prezentată miercuri la Prefectura Maramureș. Se constată că pe total buget consolidat, veniturile încasate au crescut în cursul primelor 9 luni din 2018 față de cele din anul 2017 cu 192,57 milioane de lei, ceea ce procentual reprezintă 120,49%, fiind influențate de creșterea înregistrată la toate componentele bugetare. Pe bugete componente față de primele 9 luni ale anului 2017, în cursul primelor 9 luni ale anului în curs, au fost... Încasările la bugetul de stat au crescut cu 14,974 de milioane de lei, 103,58%. Încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat au crescut cu 119,23 milioane de lei, reprezentând 135,06%. Încasările la bugetul fondului pentru șomaj au înregistrat o creștere de 2,25 milioane de lei, reprezentând 116,53%. Încasările la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de sănătate au crescut cu 56,18 milioane de lei, reprezentând 133,38%. Puteți să trageți concluzia că transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, eu zic că a avut un real succes. Dovadă fiind de încasările mult mai mari la bugetul Asigurării Sociale de Stat, la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate și la bugetul Fondului de Șomaj decât o perioadă similară a anului trecut. Repet, creșterile, eu zic că sunt semnificative. Procente de 135%, 116%, 135% cu cele trei componente, eu zic că sunt foarte mari. Pe bugetul de stat avem o creștere de 103,58%. Iar pe componentele bugetului de stat, la impozitul pe profit, avem o scădere de sume brute de aproximativ 12 milioane de lei, la impozitul pe venit de aproximativ 48 de milioane de lei, dar o să vă explic și de ce, la TVA, eu zic că avem o creștere spectaculoasă, 21,2 milioane de lei încasat suplimentar față de perioada similară anului trecut. La accize iarăși avem o creștere. Aici este iarăși destul de mare procentual, dar sumele încasate la accize sunt relativ mici. La alte venituri iarăși avem o creștere de 217%. Influența negativă la impozitul pe venit se datorează, știți prea bine, scăderii cotei de la 16% la 10% a impozitului pe venit. În ceea ce privește impozitul pe profit, unde iarăși avem o scădere semnificativă, are legătură tot cu modificările legislative intervenite în cursul acestui an, respectiv modificarea plafonului până la care o persoană juridică se poate înscrie ca mică întreprindere, de la 500.000 euro la 1 milion de euro. Per total, venitul la bugetul de stat, repet, avem o creștere de 3,51%. Încasările de luna trecută la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Mai Mare și eu zic că au fost istorice. Numai la Baia Mare s-au încasat peste 100 de milioane de lei noi. Niciodată n-am înregistrat o seară mare încasări, deci s-au încasat în luna. Sindicaliștii recunosc că au privit cu scepticism transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Consider că măsurile implementate de guvern au fost eficiente și a fost un lucru bun. Cel puțin în domeniul transferului contribuțiilor, acum se vede pe Excel. Încasările, zic eu, sunt... Și sincer, și noi sindicaliștii, la vremea respectivă, când s-a decis transferul contribuțiilor în totalitate la angajat, eram sceptici din punct de vedere al angajatorului, dar și al angajatului. Uite că rezultatele sunt bune, ceea ce înseamnă că a fost o măsură guvernamentală eficientă. Inclusiv scăderea cotelor de impozitare până la urmă a avut efectul scontat. Crește foarte mult declaratul. Foarte multă lume se conformează voluntar. Noi am avut un grad de conformare voluntară luna trecută de aproximativ la plată de 95%. Ceea ce zic eu e excepțional. Adică oamenii declară și se duc voluntar și plătesc impozitele și taxele respective. Îi sume la mici de plată, toată lumea declară. Și am ajuns în situația în care, repet, luna trecută am avut un declarat de aproximativ 150 de milioane de lei. Foarte mare pentru județul Maramureș. Și încasările au fost
aproape de suma respectivă. S-a restituit integral TVA-ul către operatorii economici solicitat, undeva, dacă țin bine minte, în jur de 3 milioane de lei și am reușit încasări aproape 147 de milioane de lei. S-au încasat sume mai mari decât sumele declarate de către operatorii economici. Și eu zic că și meritul administrației noastre, că presiunea pe care a pus-o cu operatorii economici se simte. O presiune, zic eu, corectă. Nu. Acum. Și în casare, repet, astea sunt. Noi, la nivelul județului Maramureș, pe 9 luni, pe 10 luni, față de planul pe care ni l-au repartizat cu lucrarea noastră, dacă țin eu bine minte, avem undeva peste 50 de milioane încasați în plus. Și planul să... Sunt și criterii de determinare a planului foarte bine stabilite de către conducerea Ministerului Finanțelor Publice. Asta la nivelul județului Maramureș. Eu zic că lucrurile funcționează bine. O să vedem până la sfârșitul anului. Oficialii Finanțelor Maramureș au mai precizat că se încearcă îmbunătățirea serviciilor adresate contribuabililor. Să facă eforturi susținute și de către conducerea regiunii și de către conducerea ANAF-ului să facem lucrurile astea. Să oferă tot mai multe servicii contribuabile, adică și un spațiu virtual privat, unde poți să se înregistreze operatorii economici și să beneficieze de foarte multe servicii pe care le oferă ANAF-ul online. Sunt noi, la nivelul administrației noastre, vrem, probabil chiar în cursul acestei luni, să implementăm un nou sistem de acces în clădirea respectivă, adică să separăm categoric intrarea publicului de intrarea colegilor noștri. ANAF-ul vrea să implementeze un concept front office, back office. Interacțiunea între operatorul economic și funcționarul ANAF-ului să fie strict controlată și foarte limitativă. Să interacționeze cât mai puțin contribuabil cu funcționarul ANAF. Și de-aia, în cursul lunii de astăzi, și iarăși profit de ocazia asta, putem să înștiințăm și publicul interesat, accesul în clădirea fiscului din Baia Mare de Paleaselor nu se mai face pe unde se face acum, se face pe intrarea laterală dintre clădirea Digi și clădirea BCR-ului, care a fost amenajată acum, am amenajat parcarea, acolo o să intre publicul. O să aibă acces strict la etajul întâi și la parter, și o să fie strict delimitat accesul publicului de accesul colegilor noștri. Eu zic că lucrurile sunt îmbunătățite, încet, dar sigur. În vederea menținerii volumului încasărilor bugetare, precum și a recuperării arieratelor acumulate și în perioada următoare se vor întreprinde acțiuni constând în analiza punctuală a operatorilor economici cu plăți consistente la buget în trecut și care în prezent înregistrează un grad scăzut de conformare voluntară la plată pentru identificarea cauzelor neplății la termen, dar și alte acțiuni de monitorizare a contribuabililor.